găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și vă invit în această seară la Viața Gorjului, la o emisiune cu temă politică. Știți că noi, la Viața Gorjului și la ENSA TV, nu prea ne ocupăm cu emisiunile politice, dar atunci când apar evenimente majore care pot influența viața economică și viața personală a cetățenilor, abordăm și subiecte politice. Știți că sunt aceste fierberi politice care au avut loc în weekend, a apărut, să zicem, ideea unei noi formațiuni a lui Mircea Joană. PDL-ul și cu PNL-ul spuneau că vor alt guvern. Mircea Joană garantează că până martie răstoarnă actualul guvern și va fi un alt guvern. PSD-ul pierde parlamentari, dar spune că este puternic în continuare, așa că era normal acum, în asemenea momente, să facem o emisiune și o dezbatere politică, iar pentru o dezbatere trebuie să fie toate părțile. Eu sunt reprezentatul dumneavoastră, dragi telespectatori, în fața invitaților mei, cărora le mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru faptul că sunt din două partide opuse și totuși stau alături de noi în emisiune. Vă mulțumesc! Doamna Mădălina Ciolocoi, președintele, copreședinte al organizației de femei PNL Gorj și vicepreședinte la nivel național, și Claudiu Manta, președintele Tineretului Social-Democrat Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Bună seara, vă salut pe noastră și telespectatorii noștri! Am prezentat așa pe scurt ce temă vă invit să abordăm. I-am zis ca tema emisiunii fierberi politice, efecte economice, pentru că dacă va fi o criză politică, o răsturnare de guvern, sigur se va simți și măcar la valoarea leului în fața euro. Acolo se simte prima dată. Vreau să vă întreb de la început ce părere aveți despre evenimentele care au avut loc în weekend, despre plecările sau, mă rog, participările de parlamentari la Mircea Joană, la viitorul partid. Să începem cu doamnele. Da, doamna. Pe scurt, eu o să vă relatez despre evenimentele care au avut loc în cadrul Partidului Național Liberal, deoarece la acest sfârșit de săptămână, respectiv sâmbătă, s-au desfășurat la București niște evenimente extrem de importante. Este vorba de Comitetul Național Executiv al PNL-ului nou, în care s-au luat decizii importante vis-a-vis de mersul înainte al fuziunii, vis-a-vis de funcționarea în teritoriu a organizațiilor până în 2017. De asemenea, și la acest Comite Național Executiv, unde au participat și PNL și PDL, deci cele două partide vechi. De asemenea, tot sâmbătă a mai avut loc la București, la Palatul Parlamentului, și întâlnirea Comitetului Național Executiv al PNL-ului la Organizația de Femei. Deci întâi am avut ședințe separate, organizațiile de femei de la cele două partide, iar spre seară ne-am reunit într-un Comitet Național Executiv, am pus la punct funcționarea birourilor, respectiv la număr de membri, ca și împărțire din punct de vedere al membrilor, și am pus la punct inclusiv programul de activitate al Organizației Femeilor din Marele PNL, pentru că activitățile din 2015 vor avea ca și rezultat foarte, foarte multe obiective pe care noi ni le-am propus, dar de asemenea toate aceste activități trebuie să începem să le desfășurăm împreună, ceea ce este un lucru îmbucurător, pentru că este o forță mai mare atunci când sunt oameni și membrii din cele două partide. Deci am avut și ședință la seniori, unde au participat peste 1000 de delegați de la ambele partide din toate județele. Am avut și o ședință la Organizația Națională a Femeilor și în ambele ședințe s-au definitivat anumite idei din programul de guvernare. Deci, inclusiv la ședința Organizației Naționale de Femei a participat și domnul Cătălin Predoiu, a participat și doamna președintă, copreședinte PNL, doamna Alina Gorghiu, și din comisiile de specialitate au rezultat ultimele indicii, ultimele propuneri vis-a-vis de programul de guvernare pe care îl pregătim. Că vom intra la guvernare în 2015,
2016, că vom intra după alegerile, cel mai târziu după alegerile generale din 2016, oricum noi trebuie să avem un program de guvernare pregătit și programul nostru de guvernare reiese din propunerile organizațiilor din teritoriu. Deci nu este un program făcut la centru și trimis spre aprobare în teritoriu. El a fost făcut tocmai pe baza a ceea ce s-a transmis din teritoriu, unde se știu anumite hibe, anumite bube în tot ceea ce înseamnă funcționarea României. Deci și la deconcentrate și în administrația publică. Deci cam asta a fost pe scurt ceea ce s-a întâmplat sâmbătă. Pentru noi a fost un program dens, dar în același timp a fost și un motiv de bucurie, pentru că ne-am întâlnit și pentru că ușor, ușor fuziunea se va face și încercăm să trecem peste toate problemele legate, eu știu, de orgolii și toate celelalte. Am văzut că ne putem înțelege, avem opțiuni pentru program de guvernare de dreapta, pentru aceleași idei de dreapta și ne gândim deja, noi am și analizat o ultimă chestiune, am observat că în 2014 și la începutul lui 2015, deși investitori străini au venit la noi în țară, foarte mulți și-au luat dividendele sau ceea ce au obținut ca și câștiguri deja transferă mult mai mult în străinătate decât au investit la noi în țară. Deci asta trebuie să ne dea de gândit și nu numai nouă și celor de la putere, să ne dea de gândit că România nu mai prezintă un mediu foarte atractiv pentru investitori, adică ce scoate duce imediat la el în țară sau într-o altă țară. Tocmai pentru că este un mediu nesigur la noi în țară din punct de vedere politic. Și dacă n-am vorbit eu foarte mult despre evenimentele PNL, este pentru că la dumneavoastră s-a produs totul în liniște, se știa deja ce urmează, în timp ce în aripa cealaltă a eșichierului politic sunt aceste fierberi de care vorbim, dar care, dumneavoastră sunteți, PNL-ul, sunteți cu ochii pe situație, monitorizați, pentru că există această balanță în Parlament. Parlamentarii sunt deocamdată majoritar, să zicem, fost USL. În viitor nu se știe, pentru că, iată, Mircea Joană se separă și face partid și încep parlamentarii să meargă acolo. Și am să-l întreb pe domnul Manta ce se întâmplă. Și dumneavoastră v-ați întâlnit la Sinaia. Da, a fost un comitet executiv. De asemenea, un weekend o să vă vorbesc incendiar. Un pic despre el, însă, în primul rând, aș vrea să mă arăt puțin mirat, pentru că l-am urmărit și eu ieri pe Mircea Joană, vorbind cu emfază despre căderea guvernului și pierderea majorității, însă, uitându-mă pe lista oficială a parlamentarilor, am constatat că dânsul are vreo 14, deci... Iar partidul părerea, încă nu există. Iar partidul încă nu există, deci părerea mea e că domnul Joană stă prost cu matematica. Nu prea ies niște voturi ale parlamentarilor acolo, pentru că, după cum bine știm, guvernul poate să pice doar printr-o moțiune de cenzură, pe care înțeleg că domnii de la PNL o vor depune în luna martie. Acum, referitor la viața de partid, ați văzut, a existat o perioadă tensionată și la nivel central și la nivel local, lucrurile încep să se liniștească și eu cred că faptul că a existat această agitație poate pare paradoxal, dar nu este un lucru rău, pentru că dovedește că PSD-ul este un partid viu, un partid democratic, da? Și de ce să n-o spunem? Asta este, întotdeauna când pierzi alegerile, trebuie să faci două lucruri, să încerci să te cureți, să elimini anumite persoane, pentru că, să spunem cinstit, peste tot există uscături, da? Și doi la mână, deci să faci reformă și doi la mână să încerci să întinerești, să înnoiești garda de politicieni. Și cred că electoratul, prin votul din 16 noiembrie, ne-a transmis un semnal foarte puternic în acest sens, motiv pentru care Victor Ponta, ați văzut că a fost foarte radical în declarații și mai pe românești a spus: oameni buni, avem două șanse, ori facem o reformă profundă a partidului cu toate costurile asociate acestui lucru
Și ați văzut că au existat voci din teritoriu care n-au fost foarte încântate de ceea ce a spus Victor Ponta, ori dispărem de pe scena politică, nu neapărat că dispărem, dar ne pierdem poziția de cel mai mare și cel mai important partid politic. Iar după părerea mea, și cred că asta este și opinia organizației PSD Gorj, mergem cu Victor Ponta în ceea ce privește aspectul ăsta până în pânzele albe. Bun, Mircea Joană vine și spune, și vă întreb aici pe amândoi, vine și spune, trebuie ceva nou, uite, noi suntem soluția pentru România, să răsturnăm guvernul și așa mai departe, dar atrage parlamentari vechi. Aceia care nu mai sunt buni pentru PSD spun că sunt buni pentru Mircea Joană. Ce înseamnă asta? Doamnă, nu vreau să-mi proșc... Deci eu fac un pas înapoi... Dar la PSD. Deci, nu vreau să împroșc cu noroi, că pentru că în partidul domnului Joană și sunt și foști colegi de la PSD și nu îmi stă în caracter, însă hai să fim serioși, să încerci să faci un nou partid politic cu Marian Vanghelie. Mie mi se pare... Care a fost și la dumneavoastră. Da, doamnă, asta am spus, că este un fost coleg de-al nostru. M-aș referi doar la Marian Vanghelie, dar după cum știți, Mircea Joană a mai fost extrus odată din PSD. Acum și a pierdut și niște alegeri. De zile, a pierdut niște alegeri, da? Deci, traseul dumnealui acolo a fost sinuos, iar cei care au venit în partidul domnului Joană, după cum vedeți, sunt în general persoane care au anumite fricțiuni cu conducerile locale de prin teritoriu. Cred că ăsta este principalul motiv pentru care au venit acolo, sau de exemplu sunt finii domnului Joană, cum e cazul deputatului Gust de pe la Dol și așa mai departe. Deci, încă o dată, nu vreau să-mi vorbesc de rău foștii colegi, poate că unii dintre ei sunt oameni de toată omenia și de toată, care au valoare din punct de vedere politic, însă este totuși foarte puțin 14 parlamentari, din care cred că numai 5 sau 6 sunt de la PSD, restul sunt de la defunctul PPDD, independență și așa mai departe. Și oricum, deocamdată au fost acolo ca să admire prestația, pentru că partidul încă nu există. Cât durează să faci un partid? Mult, doamnă. Pe actuala legislație electorală durează foarte mult, îți trebuie un număr de semnături din fiecare județ și aici, dacă îmi permiteți o intervenție de 30 de secunde, organizația de tineret a Partidului Social Democrat a propus modificarea legii electorale, a fost și o inițiativă a doamnei Macovei, trebuie să o recunoaștem, dar a noastră a fost prima inițiativă, nu contează cine o adoptă, importantă să fie realizată, ca un partid politic să se facă prin niște formalități foarte mult simplificate, pentru că în felul ăsta am permite accesul tinerilor la viața politică, am permite accesul unor persoane care poate nu erau interesate de structurile tradiționale de putere, în speță partidele politice, și atunci organizația de tineret a Partidului Social Democrat a propus modificarea legii și există o inițiativă depusă în Camera Deputaților de către președintele TSD Sturzu, prin care un partid politic să fie înființat mult mai simplu, mult mai ușor și fără atâtea formalități. Doamna Ciolocoi, ce părere aveți despre acest tânăr partid care se înființează? Veți fi împreună, veți vota împreună cu ei? Ei automat sunt, ca și dumneavoastră, de părere că guvernul Ponta trebuie să cadă și să se formeze un alt guvern. Deci, în idei, sunteți... Da. De aceeași părere, din punctul ăsta de vedere. Din punctul acesta de vedere, da. Eu văd un pic altfel și tocmai vorbeam și cu domnul Manta înainte. Deci problema, așa cum am perceput-o eu personal, guvernul Ponta merge pe aceeași linie și anume aceea a erijării și în executiv și în legislativ. Au preferat și când eram cu toții în USL și acum au preferat să sară peste capul Parlamentului, să invoce motive că Parlamentul merge prea încet în adoptarea legislației și să spună că mai bine dau ordonanțe de urgență, pe care abia după aceea le-au văzut și parlamentarii și au văzut efectele, nu atât parlamentarii cât și populația. Și atunci când eram în USL și când Partidul Național Liberal spunea că
Nu este corect să se sară peste capul Parlamentului și să mergem prin ordonanțe de urgență. Au fost foarte multe voci de la colegii noștri din PSD și mai ales de la guvern, care spuneau că, domne, lasă că merge și așa, că Parlamentul se mișcă încet, că putem să sărim. Iar parlamentarii PSD, UNPR, cei care erau cu noi și PC, nu prea spuneau nimic. Erau mulțumiți pentru că sunt efectiv guvernul... la putere. Da. Da? Da, și susțineau, da, și susțineau în continuare guvernul. După ce am plecat noi, văd că nemulțumirea persistă și a luat amploare. Eu așa cel puțin percep, pentru că principalul motiv al acestei discordii sau al acestor discuții este tocmai nebăgarea în seama parlamentarilor. Nici la nivel național, la nivel central, pentru că foarte mult se plâng și public și în particular că miniștrii le închid ușile în nas sau că nu se prezintă în Parlament la interpelări pe diferite chestiuni de legislație, sau nu sunt băgați în seamă nici de conducerile locale ale partidelor. Da? Și dumnealor spun că vin cu probleme din teritoriu, din colegii, vin să le prezinte și conducerilor PSD din local, vin să le prezinte și conducerii PSD de la nivel național și miniștrilor, dar o cale de rezolvare nu există, pentru că nu există comunicare. Și atunci parlamentarii se întorc în colegiu și spun, domne, eu am făcut interpelarea, dar până la urmă nu am obținut nimic. Adică îi spui omului, da, am vorbit și aici și dincolo și dincolo, dar n-am obținut nimic, că nu mă bagă nimeni în seamă. La guvern mi se spune că fie nu sunt bani, fie nu e momentul acum să adoptăm legea asta și mai bine dăm o ordonanță și mai bine lăsăm lucrurile așa. La nivel local sunt nemulțumiri pentru că parlamentarii, din câte am înțeles, vor să știe exact care este modalitatea de împărțire a sumelor în teritoriu la localități. Acum a apărut și altă nemulțumire. S-a luat hotărârea ca banii pentru primării să fie trimiși direct de la guvern. Da. Deci sunt anumite criterii și anumite sume care veneau o parte prin finanțele publice locale, o altă parte veneau prin Consiliul Județean. Nu stau să spun, erau cote și sume defalcate din TVA, existau niște criterii. Bun, acum banii pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru cheltuieli de funcționare la primării vin direct de la minister și vă pot anunța că am înțeles și de la primari PSD din toată țara și de la primari PNL, deci indiferent de culoare politică, ultima alocare de sume care a fost direct din minister spre primării a nemulțumit foarte mulți primari, indiferent de culoarea politică, pentru că au fost pe cei care aveau un buget destul de mare. Nu știu, dar oricum au fost nemulțumiți. Deci să vă dau un exemplu. La noi, care e PSD, de exemplu. La noi, deci s-au făcut, nu neapărat în Gorj, vă dau exemplu, dar vă spun la nivel național, comune cu, sau localități, nu, localități cu 2-3 mii de locuitori au primit 51 de miliarde, și localitatea asta știu undeva în satul mare, domnul Manta, știu de la o colegă de-a mea. Și în localități cu mai mulți locuitori, spre exemplu 10-12 mii de locuitori, au primit 20-30 de miliarde. Ori sumele acelea pentru funcționare, deci mai sunt pentru proiecte, pentru funcționare, pentru reechilibrarea bugetelor locale. Alea sunt în funcție de necesități, câți locuitori are comuna, localitatea respectivă. Deci nu mai spui că le dai pentru proiecte, că ăla are experiență pe proiect și celălalt n-are. Nu, acolo se calculează în funcție de numărul de locuitori, de intravilan, de toate celelalte. Corect. Acum, nu știu dacă e o măsură bună. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție. Dacă îmi permiteți o secundă înainte, vreau să anunț telespectatorii. Vă reprezint eu aici, dragi telespectatori, dar aveți și dumneavoastră acolo un SMS 0766314582, că poate nu vin mie în cap toate întrebările. Și încă o secundă, am să spun un lucru pe care mi l-am notat. Spuneți dumneavoastră că guvernul dă ordonanțe și guvernul PDL, care sunt acum colegii dumneavoastră, dădea ordonanțe. Asta vreau să spun eu. Da, noi am venit la guvernare cu USL-ul, tocmai și-a spus domnul Manta că dăm mai puține. Și mai am. Și ați rămas singur și dați și mai multe. Și mai am ceva de spus ca să vă dau și dumneavoastră dreptate. Acum o săptămână și ceva spune PSD-ul, de fapt parlamentarii PSD spuneau, sau mă rog, conducerea PSD Gorj spunea, au fost convocați de CEO parlamentarii, dar nu toți.
În primul rând, au fost convocați toți din toate partidele și în al doilea rând, întrebam eu într-un editorial peste câteva zile, cum tu, director CEO, care ești subordonatul guvernului, să convoci parlamentarii care sunt legislativ și care sunt deasupra aici guvernului, lucrurile practic. Lucrurile sunt un pic circumstanțiate. Cum poți să-i convoci? Poți să-i inviți, da, eventual? Deci, aș vrea în primul rând să fac această mențiune referitoare la ordonanțele de urgență. E adevărat, primul ministru a spus-o, sunt multe ordonanțe de urgență, cauzele nu vreau să le discutăm aici, însă, prin raportare la guvernul Boc, care a fost campionul absolut, sunt aproape la jumătate. E vorba de, dacă nu mă înșel, 92 sau 97 de ordonanțe de urgență date de către guvernul Ponta și acest număr este pe un trend descrescător. Deci eu sunt gata să admit că într-adevăr este un număr foarte mare, dar vă repet, cauzele... Dar mult mai mic decât era la guvernul Boc. Acum, da, iată, fostul PNL împreună cu fostul PDL s-ar putea în noul PNL să facă de așa natură încât... Doamnă, aș vrea să vă fac o previziune, dacă îmi permiteți, deși nu mi-e... Sunt convins că dacă dânsii vor ajunge la guvernare, o să vedeți că vor da și mai multe ordonanțe de urgență decât PSD-ul. Da. Este, dacă vreți, o previziune, ne deși vă repet... Ne mai întâlnim după ce, dacă se întâmplă. Doi la mână. Să bat și în, da, așa, ca să nu ziceți. Iar aș vrea să punctez un aspect cu privire la această împărțire a banilor, pentru că s-a discutat foarte mult. Într-adevăr, inițial, banii se destinează localităților, ca să înțeleagă telespectatorii, să folosesc un limbaj mai popular. Se împărțeau prin intermediul Consiliului Județean și ați văzut că a fost o întreagă tevatură în presă și societatea civilă, baroniada a început, se împart pe criterii politice. Acum înțeleg că s-a renunțat la această împărțire prin intermediul Consiliului Județean, s-a trecut iar la ministere și văd că nici așa nu păi sunt mulțumite. De ce? Pentru că mai erau niște președinți de consilii județene care erau din PNL, da, și din PDL. Acum lor li s-a luat posibilitatea. Da, și ultima subliniere pe care vreau să o fac, să fim serioși. Foarte rar veți vedea un primar mulțumit de banii care sunt alocați pentru investiții. Dar cred că este rolul dumnealor ca și manager, că de-aia i-au ales cetățenii, să încerce să-și prioritizeze investițiile. Pentru că decât să facem un parc în mijlocul unui izlaz, cred cum că... Cum s-au făcut pe vremea guvernării PDL și că doamna ministru Udrea, acum cercetată, era expertă în așa ceva, trebuie prioritizate aceste investiții și trebuie văzut care sunt nevoile reale. Mai chiar sunt și niște săli de sport făcute de doamnă, care nu funcționează. E adevărat. Am dat exemplu doamnei Udrea că este mai recent. Sălile de sport erau în perioada 2000-2004. Dar sunt și acum. Acum se repară. Acum se repară. Se reabilitează. Și nu au personal o parte dintre. Da, doamnă. Sau n-au... E adevărat. Dar sunt unele care funcționează. Nu vreau să fiu răutăcioasă nici cu PSD-ul, nici cu nimeni. Să zicem că sunt în locul cetățenilor care... Deci asta spun că, și cu asta închid, este foarte importantă această prioritizare a investițiilor și aici se poate vedea un bun administrator al banului public, al comunității respective, care știe să-și drămuiască foarte bine resursele, să poată să aloce și pentru cofinanțări, să poată să aplice pentru fonduri europene, pentru că ați văzut că sunt foarte multe programe și ăsta este iar un lucru bun al guvernului PSD pe care l-a făcut. Am preluat gradul de absorpție, general vorbind, pe vremea guvernului PDL a fost undeva până în 10% și acum s-a depășit deja 40% și ne apropiem de 50%. Eu zic că este o mare realizare, atât a guvernului PSD cât și a administrațiilor locale. Știți ce aș vrea eu să remarc aici și cred că domnul Manta, ca reprezentant al tinerei generații din PSD, cred că va fi de acord cu mine. Știți care e problema? Eu nu sunt de acord cu pomparea banilor în găurile negre. Adică, lăsați-mă să vă spun că principiu cred că... sunt foarte de deci, acord de la început. Haideți să ne lămurim. Că sunt localități. De care vorbesc. Sunt localități, deci eu nu vorbesc de banii de proiecte, eu vorbesc efectiv de banii, cheltuielile de capital, deci cheltuielile curente. Sunt foarte multe localități care, fie din pricina depopulării,
fie din pricina scăderii persoanelor active care încasează, care au venituri, fie din pricina blocajului de la amenzi, de la tot felul de nerecuperări, nu pot să-și strângă banii din taxe și impozite locale, adică și dacă strâng 100%, deci dacă au grad de colectare 100%, pentru că și gradul de colectare contează la repartizarea aceea sumelor de la Ministerul de Finanțe. Deci, aceste localități pur și simplu sunt niște găuri negre și dacă reușesc să strângă 100%, să colecteze impozitele și taxele locale, până la finele anului nu pot funcționa, sunt în blocaj, intră în blocaj. Deci nu ne mai punem problema să mai acceadă, să pună cota lor de finanțare la un proiect cu bani guvernamental sau bani europeni. Nu ne mai punem această problemă, pentru că pentru proiecte europene, să știți, domnul Manta, că nici nu sunt eligibile localități care nu au o anumită sumă. Depinde de tipul proiectului. Da. Deci dacă nu au o anumită sumă, poate să aibă un personal super calificat, să știe să facă proiecte europene la nivel chiar european. Nu au cofinanțarea, nu pot să acceadă la acele sume și proiecte. Și nu numai asta, pe lângă și cofinanțarea atunci, care poate să existe, să fie 0 sau 2%, mai e vorba de acele cheltuieli neeligibile. Exact. Cum sunt studiile de fezabilitate, proiectele. Nici pentru care alea nu au ce să pună. Și atunci eu cred că ar trebui, înainte de a da aceste decizii, schimbăm, astăzi dăm direct de la guvern, mâine dăm prin Consiliul Județean și așa mai departe, eu cred că întâi, indiferent ce guvern ar fi, ar trebui să meargă pe o reorganizare administrativ-teritorială. Ne-au propus descentralizarea, doamnă. Pe vremea USL-ului, dacă vă amintiți. Da, și noi am susținut, numai că ni s-a pus al viceprim-ministrului Dragnea, care mie mi s-a părut foarte fundamentat așa și foarte corect. Bine, însă că nu mergea chiar până. Asta trebuie să aibă în vedere, și dacă rămâneți la guvernare, trebuie să aveți în vedere că sunt unele primării care sunt găuri negre în administrația locală. Tocmai de asta și ce spun. Face cu ele? Le închidem? Nu, trebuie reorganizate aceste primării. Eu am văzut o măsură cu care parțial sunt de acord pe o anumită perioadă până facem reforma, adică domnul vicepremier Dragnea a spus la un moment dat, anul trecut, a spus așa, că de la anul vom introduce următoarea idee, următorul procedeu. La fiecare primărie din țară dăm o sumă fixă pentru cheltuieli de funcționare și capital. Mi-aduc bine aminte, da? Da? Așa. Dar în afară, deci le dai, dar poate că nici nu acoperă, pentru că și prețul la utilități variază și poate că nu acoperă. Tu decizi, guvern, timp de un an de zile dau la fiecare primărie, să zicem, 100 de miliarde pe, eu știu, pe an pentru astea. Nici nu acoperă și nici nu e bine. Pentru că în loc să dai banii la primăriile care sunt performante și care pot să facă proiecte, tu îi duci la funcționare. Cred că o reorganizare bună, o localitate mai mare, la care atașezi două mai mici, dar pe niște criterii ca lumea, ca să poți să ai o localitate, cum să vă spun, eligibilă din toate punctele de vedere. Că îl lași pe unul primar și pui trei viceprimari ca să fie cumva pe fiecare localitate, să ai un viceprimar pe fiecare localitate mai mică, dar care aparține de centru, de cea mare. Cumva trebuie făcut și sunt oameni în țara asta din toate partidele politice care pot să facă un astfel de proiect, pentru că altfel riscăm, nivelăm pe toată lumea, ajungem ca pe vremea lui Ceaușescu, fie că munceai, fie că nu munceai, aveai același salariu standard. Nu, mie nu mi se pare doamna, corect. Da, știți ce se întâmplă cu această descentralizare? Din punctul meu de vedere e un paradox. Toată lumea și-o dorește. Toată lumea a căzut de acord asupra faptului că, domnule, nu se mai poate așa, avem prea multe comune, avem prea multe consilii județene, prefecturile sunt structuri greoaie și uneori inutile, dar nimeni odată nu și-asumă această descentralizare. Păi ne-am asumat-o împreună în USL și doamne, Curtea Constituțională a spus că nu putem modifica Constituția ca să facem regionalizare. Trebuie să fim foarte cinstiți cu noi înșine. Părerea mea e că n-a fost suficientă voință politică ca să fie dusă la capăt această descentralizare. Și vă mai spun ceva. Și cred că telespectatorii noștri sunt foarte conștienți de acest lucru. Sunt foarte multe orgolii locale. Pentru că dacă dumneavoastră, dacă sunt 70 de localități și de comune în Gorjul ăsta al nostru până acum, o descentralizare serioasă ar trebui să reducă acest număr undeva la 25-30, ceea ce înseamnă că, iată, mai mult de jumătate din comune și din orașe vor dispărea.
tot aparatul primăriei, toate structurile administrative ale comunei, asta înseamnă că vor dispărea, pentru că n-are rost să comasezi două comune, da, să faci două aparate. Și să explicăm, da, foarte clar, pentru că atunci când zici comasez, se cam sună a centralizare, nu a descentralizare. Nu, când am zis comasare, mă refer la faptul că, de exemplu, două primării din două comune alăturate rămân cu o singură structură administrativă, adică cu un singur primar, cu un singur consiliu local, cu un singur aparat al primarului, cu un serviciu... Posturi, aia înseamnă că partidele vor avea asta mai spun, puține, doamnă, posturi de împărțire. Da. Păi sigur, dacă vreți și asta, ca să fim așa la momentul adevărului, de asta spun că toată lumea își dorește această descentralizare, este bine că ne dorim să o facem, însă trebuie să înțelegem că ea este o măsură foarte dureroasă, atât pentru noi, clasa politică, dacă vreți, cât și pentru oamenii simpli. La fel cum se vorbește de un parlament mai mic, da? Bun. Toată lumea o dorește, toți parlamentarii doresc asta, partidele doresc asta. Bun, da, atunci... Cum împărțim? Păi, și... E bine pentru popor? E bine pentru partide? Doamnă, sigur că... Haideți să ne înțelegem. Nu cred că problema principală a României este faptul că Parlamentul României are 400 sau 550 de parlamentari sau 568. Sigur, este un lucru rău de la început, vreau să o spun, că avem 570 de parlamentari, un număr comparabil, spre exemplu, cu al Congresului Statelor Unite. Care are o populație de peste 10 ori mai mare decât a României. Deci asta este premisa de la care plecăm și este, dacă vreți, o anomalie a legii uninominalului, votului uninominal. Sunt foarte multe detalii tehnice, nu vreau să intru acolo. Motiv pentru care una din propunerile PSD-ului a fost tocmai aceea de a se întoarce la votul pe listă. Pentru că votul pe listă, și noi vrem să respectăm voința populară, a fost referendum în 2009, dacă tocmai nu mă înșel, cu 300 de parlamentari. PSD-ul și-a asumat-o, da, PSD-ul și-a asumat și dorește un parlament cu 300 de parlamentari, pentru că asta este ceea ce își doresc alegătorii. Da, ce spune PNL-ul? Eu am spus-o chiar după alegerile parlamentare din 2012, făcusem și un calcul într-o redacție de știri la colegii dumneavoastră, făcusem un calcul că, având în vedere că la un senator sunt afiliați, sunt repartizați 160.000 de locuitori, iar la un deputat 70.000, din câte știu, făcusem eu calculul că la numărul de parlamentari sunt 588, domnul Manta. Da, deci așa, atâția au ieșit. Nu știu câți mai sunt acum, 588. 30, dar la 588 de parlamentari câți aveam noi, conform repartizării la un senator 160 la așa, trebuia să avem vreo 28.000 de locuitori. Da, spuneam atunci, nu cu răutate, dar cu amărăciune, că poate ne mai dau bulgarii și ungurii câteva milioane de locuitori ca să intrăm și sau noi. Sau se întorc ai noștri de pe unde au plecat. Păi nu, cu totul. Deci și cu cei de afară și raportat tot. Număr de parlamentari, da, raportat la populația da, totală, la care populația, e de 18 da, milioane. Corect. Deci atunci am spus că este o anomalie. Acum susțin că dacă până în 2016 s-ar face și regionalizarea, dar asta este ideea mea personală, am susținut-o și în forurile partidului, nu știu ce hotărâre se va lua, care e decizia finală. Deci am spus așa, domne, dacă facem regionalizarea, eu sunt de acord să avem 300 de parlamentari maxim, deputații să rămână pe Camera Deputaților, iar Senatul în Senat să meargă reprezentanții regiunilor. Adică și să aibă atribuții clare, domnul Manta, pentru da, că domnule, de multe ori se calcă pe picioare, da? Adică te duci cu o lege, una e cameră decizională, intri la Senat cu ea într-o formă, care este camera inițială. Ajunge în camera finală, în camera deputaților și dacă te uiți de la început până la sfârșit, intră proiectul într-o formă și iese de nu ți-l mai recunoști. Adică iese cu totul altceva. De multe ori se suprapun competențele unei camere cu cealaltă, trece și mult timp, știți, până se duce în comisii, după aceea trece de la prima cameră la camera decizională. Da, întoarce. Și la propunerea dumneavoastră tot două camere sunt. Două camere. Deci nu deci sunt pentru... Noi nu suntem, va fi același, nu, dar mai puțin parlamentari și atribuții
mult, mult deosebite, da? Deci să nu se mai calce ce este de legiferat la nivel de regiune, să zicem, să meargă Parlamentul să fie titular, da? Iar Parlamentul sau Senatul? Senatul, deci partea de Parlament care e a Senatului. Iar ce este de legiferat pe alte legi, pe alte capitole, să meargă la Camera Deputaților. Da, și da. Cu asta mai slăbim și din puterea, din centralizare. Da, da, mai vine o problemă, putem spune exact ca la instanțe, domne, poate prima instanță n-a fost, adică să-i dăm dreptul unei legi să treacă prin două ciururi, cum da, se spune. Da, sunt mai multe probleme de ordin practic la ceea ce spunea doamna Ciolocu, în primul rând, faptul că actuala Constituție nu ar permite așa ceva. Păi eu schimbam, păi nu, că am spus, dacă se poate doamnă, face. Este foarte dificil să schimbi Constituția actuală, pentru că odată îți trebuie o majoritate politică de 66%. Și apoi să facem un referendum. Și apoi un referendum. E foarte greu, cinstit spun. Cred că numai noi, USL-ul, și de asta eu am un regret major că acest proiect politic numit USL, care a fost votat de aproape 70% din oameni, a dat kix. Tocmai de asta, pentru că puteam să facem un lucru major pentru țară, precum modificarea Constituției. Doi la mână. Sigur, ideea aceasta a votului mixt, în speță Camera Deputaților aleși pe liste și pe Senatul aleși prin vot uninominal, nu este o idee rea, dar este extrem de greu de pus în practică, doamnă. Deci vă spun ca și domnul politician. A anunțat da, doamnă, oficial că își dorește foarte, și la Senat, da, doamnă, tot pe liste. E foarte bine, dar vă repet, este extrem de greu de pus, pentru că în practică vei merge pe o parte cu liste, pe altă parte cu uninominal. E posibil ca numărul acela să crească pe vot uninominal, pentru că ați văzut la ce a dus votul uninominal. De la un parlament de 400 s-a dus la 580 și numai datorită votului acestuia uninominal. Deci, de asta spun, și e foarte greu să limitezi pe vot uninominal, să limitezi numărul de mandate, că pe principiul ăsta, un partid politic poate să se apropie de o majoritate de peste 90%, ceea ce este periculos pentru democrație. Și de asta spun, se discută foarte mult pe aceste chestiuni de ordin electoral, însă foarte multe idei care la prima vedere par bune. Sigur, asta cu Senatul, cu regiunile, e o chestiune bună să diferențiem, da, de acord cu dumneavoastră, dar este extrem de greu de implementat, pentru că nici nu avem o cultură democratică, să ne înțelegem foarte clar, avem 25 de ani de democrație. Unii dintre cei care se uită la noi s-au născut în democrația și n-au reprezentarea ceea ce a fost înainte de 89. Însă, îți trebuie și o cultură democratică. Gândiți-vă că, spre exemplu, în America, votul acela prin corespondență are o întreagă istorie în spate. O istorie de zeci de ani de când a fost introdus și tot perfecționează. De asta spun că va fi foarte greu. 20 de ani doar de democrație, exact, nu mai vorbim, doamna, de... Exact, de asta va fi și foarte greu de făcut această reformă electorală, tocmai pentru că ne lipsește această cultură a democrației. Dar trebuie să ne apucăm, e adevărat, să începem de undeva, să vă dau un exemplu. Da. Domnul primar de la Cătunele ne-a sesizat anul trecut în legătură cu persoane care stau la pat și care nu au dreptul la handicap, pentru că s-a scos acum nu știu câți ani din legislație faptul că cei care au accidente cerebrale, vasculare, cu toate că au ajuns la pat, nu se consideră handicap. Bun. Și ziceam lui atunci, păi să schimbăm legea, când ni s-a spus de la comisie și de la direcția județeană, păi da, așa spune legea, păi să o schimbăm, că nu-i corect ca ăla care stă la pat de mult să aibă dreptul și ăla care stă la pat de doar 3 ani să n-aibă dreptul. Ghiciți ce? S-a schimbat legea, acum toți au dreptul. Ce, nu putem schimba? Nu putem? Adică o fi greu, dar hai să ne apucăm. Păi, nu? Asta ne lipsește, doamna, consensul politic și de aia spuneam că majoritatea ca USL-ului care putea să facă niște proiecte corect, majore pentru țară, subliniez majore, acum investită cu... la doamna, nu, n-am spus, nu, n-am spus chestiunea asta, doamna, am spus doar că... Putea să faceți, ați avut o majoritate confortabilă și 70% foarte... cred că nu va mai exista în următorii 20 de ani corect, o formațiune politică care să obțină 70% din mandate și asta a fost scopul USL-ului. Deci, foarte clar, liderii când s-au înțeles, au zis, vorbim despre implementarea unor proiecte majore, descentralizare, modificarea Constituției, legislație electorală, președinte și așa mai departe. Și să le și facem, nu doar să vorbim. Da, doamnă, asta e extrem de important. Problema majoră este
că până la urmă românii au trecut prin perioade destul de grele și dacă va exista consens între politicieni, atât pe partea de legislație electorală, cât și pe altă legislație, eu cred că românii sunt oameni destul de inteligenți și se mișcă repede în a accepta anumite idei care să le facă viața mai bună. Eu tocmai asta am spus, că a descentraliza real înseamnă a trece spre regiuni foarte multe competențe care actualmente sunt la guvern. Și atunci va trebui să existe o legislație specifică regiunii respective, care poate că nu este valabilă pentru celelalte regiuni ale țării. O legislație care să fie dată tocmai de acei senatori, da? În regiunea respectivă. Deci să fie susținută tocmai de acei senatori de regiunea respectivă. Asta am vrut să spun. Avem două mesaje și aș vrea să citim, unul este destul de lung. Aș dori să-i întrebați pe invitații dumneavoastră dacă la ultimele alegeri să-i întrebați pe invitații dumneavoastră dacă la ultimele alegeri prezidențiale rezultatul ar fi fost altul, anchetările și arestările DNA ar fi avut același număr în ordinul politicienilor, mai ales, probabil că vrea să zică în rândul politicienilor, mai ales raportat la județul nostru, sarcină și greblă. Iar dacă pentru județul Goj ar fi fost un beneficiu economic, mai ales problema locurilor de muncă, care este o problemă majoră datorată politicii bolnave din ultimii 25 de ani de la Gorj, prin împiedicarea investitorilor străini pe piață, protejând anumite firme locale care au deținut monopolul. Da, nu știu, da, doamnă, așa, ideea este următoare. Deci dacă dumneavoastră, cu siguranță dacă domnul Ponta ar fi câștigat alegerile, mai erau atâtea arestări odată, și dacă nu cumva au fost protejate firmele locale în detrimentul investitorilor străini, care poate zice mesajul domnul sau doamna din mesaj, ar fi făcut mai multă treabă. Cred că așa centralizăm mesajul. Da, sunt două aspecte și cred că ne simțim un pic vizat ca partid, așa că îmi permit să răspund. După cum știți, în tot anul 2014 a fost o întreagă cruciadă împotriva corupției și, dacă nu mă înșel, cred că deputatul Hrebenciuc a fost arestat înainte de primul și al doilea tur al campaniei prezidențiale. Dar amintiți-vă de tot anul 2014, cu o serie de lideri PSD luați și deferiți justiției. Acum s-a văzut că după alegeri, iată, sunt mult mai mulți din partea PDL-ului care sunt luați la întrebări și e un lucru normal. Deci asta este o marotă, dacă vreți, pe care au lansat-o, dar nu mai vreau să discutăm, că ați auzit PNL-ul ce spunea că în campanie, că dacă rămâne, dacă va câștiga Victor Ponta, va dispărea cota unică și așa mai departe, vor crește impozitele și taxele, iată că au trecut alegerile, cota unică a rămas acolo. Da, doamnă, dar a rămas primul ministru al României și încă este titularul politicii economice, da? Cota unică este tot acolo, n-au crescut taxele și impozitele, CASE-ul a rămas acolo, ne gândim să reducem TVA-ul la sectorial sau pe întreg și așa mai departe. Da, doamnă, va trebui să meargă în Parlament, cu siguranță. Asta este un aspect. Al doilea, deci, și cu asta vreau să închid, PSD-ul nu s-a opus niciodată, cel puțin în ultimii ani, luptei desfășurate de către justiție. Mai mult vrem să modificăm statutul și o să vedeți că în martie, când va fi congresul sau comitetul executiv care va propune această modificare a statutului, vom avea un statut foarte, foarte drastic și cu prevederi foarte clare, ca să nu mai existe, poate ca la alte partide politice, prevedere ambiguă care să permite anumite interpretări. O anumită etapă procesuală. De exemplu, la PNL zâmbeați dumneavoastră așa. O anumită etapă procesuală va determina automat sancțiunea potrivită în cadrul statutului. Bun, eu m-aș referi un pic la ceea ce s-a întâmplat în România în contextul european din ultima perioadă. De problema un an, un an și jumătate, spun pe scurt, un an și jumătate, România este, din punct de vedere geopolitic, este în centrul evenimentelor, iar partenerii europeni și Statele Unite nu concepeau ca România, care este un pilon important în menținerea securității în Europa și în lume, nu concepeau
așteptau ca în România să fie un nivel ridicat de corupție. Toate intervențiile partenerilor noștri, și cei din NATO, și cei din Uniunea Europeană, au dus spre, nu presiuni, dar spre încurajarea justiției în a-și face datoria, și toți au spus, nu vă luăm ca parteneri, nu sunteți parteneri egal cu noi, decât dacă eliminați corupția. Deci picăm de acord că arestările sunt în regulă. Da. Da? Bun. Și legat de investitorii care sunt opriți să vină din cauza investitorilor locali, care acum, iată, încep să aibă probleme, că ar fi fost înainte opriți cei din afară din cauza monopolului. Doamna, local. Nu știu ce să spun cu privire. Cred că doamna Ciolocoi, care a fost o bună perioadă de timp vicepreședinte al Consiliului Județean, poate să ne dea mai multe detalii, dar eu nu cred că dacă cineva, un investitor serios, și subliniez serios, a vrut să vină în județul Gorj, a fost împiedicat de către autoritățile de locale. Au și venit. Și dovada cea mai bună este, iată, se vorbește foarte mult despre deschiderea, despre venirea investitorilor de la Nexans, care sunt o subsidiară. Iar reclamă, Daimler, totuși, da, e adevărat, n-aș vrea să facem reclamă, dar ați văzut că primăria s-a implicat foarte mult și foarte serios, le-a găsit terenul, se obligă să le pună la dispoziție contra unei sume modice, să-i ajute cu formalitățile și așa și mai să departe. Să creăm locuri de muncă, asta pentru că era trecut important. Aici cu litere mari locuri de muncă, și următorul mesaj, să vedem dacă poate fi citit, întrebați-o pe doamna de la PNL, dacă cei de la PSD au fost aleși de majoritate, de ce nu așteaptă să fie aleși și dumnealor? La noi, când ceva începe să miște, trebuie oprit, doar suntem români. Da, din... Deci adică nu vreau ce nu așteptați o majoritate și de ce forțați acum una? Asta vrea probabil telespectatorul să întrebe. Știți, și suntem în ultimul minut. Da, eu... Chiar nu făceam, din punct de vedere personal, nu făceam presiuni să intrăm la guvernare. Dar face domnul Ungeană, o să fiți alături de el? Știți, să și vă colegii spun, dumneavoastră, doamnă. Să vă spun un lucru, că eu sunt conștientă că odată intrați la guvernare, așa cum a afirmat și domnul Cătălin Ivan, care am văzut că îl contracandidează pe Victor Ponta, a spus așa, că i-ar conveni ca PNL-ul să intre la guvernare alături de PSD, pentru că atunci PSD-ul este în emisiunea domnului Rareș Bogdan, atunci PSD-ul nu ar mai fi condamnat singur în 2016 despre tot ceea ce s-a produs rău. Pe PNL-ul de asta a ieșit. Deci, nu, n-am ieșit, mai bine, dar problema este așa, vreau să vă spun următorul lucru. Spunea domnul Manta, da, să știți că sunt foarte mari piedici în calea investitorilor. Spre exemplu, eu am avut investitori care au vrut să facă culturi de afine, culturi de cătină. Da, m-am dus cu ei și spre stupoarea mea au fost anumite locuri. Într-adevăr, sunt izlazuri sau alte așezări sau alte, eu știu, alte terenuri. Nu ai voie, te limitează legislația, deși poate ele nu mai sunt folosite, sunt niște văioage, niște pline de ciulini, da? Pe care pas 2-3 vaci. Dar nu ai voie să le schimbi destinația decât în anumite condiții. Da, iar omul ăla nu vrea... Este interzisă schimbarea categoriei de folosință a pășunilor. Eu nu pot să aduc un neamț, să el îmi cere 10 hectare și eu să-i dau 2 hectare în Tismana, 2 la Cărbunești, da? Sau să vrea să facă un sistem de sere și eu să-i spun, îți dau la Novaci 3 hectare și îți mai dau la Văgiulești încă 2. Păi pentru că legislația, legislația României, deci acum constatăm că legislația României, noi am intrat în Uniunea Europeană, dar legislația României, o mare parte din ea, nu este în concordanță cu legislația europeană. Iar neamțul sau belgianul sau francezul își pune în cap, eu știu de la mine din țară că în Uniunea Europeană este următoarea legislație, mă duc în România și în România mă trezesc că legea românească nu concordă. Un cuvânt referitor la mesajul telespectatorului nostru, amintiți-vă cât de mult s-a strigat în campania electorală, pericol pentru România, PSD este pe cale să preia toată puterea, și președinte și guvern. Iată acum că a câștigat Klaus Iohannis, o victorie răsunătoare, e adevărat. Dânsii se pregătesc să vină la guvernare, își doresc PNL-ul să vină la guvernare. Și iată, nu mai este problemă că PNL-ul are toată puterea. Da. Dar nu e un lucru rău, dar să facem și lucruri bune, domnul Manta. Pentru că la ora eu am vorbit de principiu, da, doamna, da, corect, corect. Da. S-a încheiat emisiunea, vă mai aștept și cu altă ocazie să continuăm discuțiile care sunt, se vede, interesante și foarte,
frumos făcute, adică democratic, dragi telespectatori. Doamna Mădălina Ciolocoi, copreședinte al Organizației de Femei PNL Gol și vicepreședinte la nivel național, și domnul Claudiu Manta, președintele TSD Tineretului Social Democrat Gorj, au fost invitații mei astăzi seară. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție, și vă las cu colegul meu, Cornel Șomăcu, care va discuta singur, nu ca mine, cu doi invitați, despre multele probleme cu care se zbate România.